conducerea Societății de Transport Public Local cere Consiliului Local Suceava să aprobe majorarea prețului pentru biletele de transport de la 2 lei la 2,5 lei. Sindicaliștii susțin că altfel nu pot fi majorate salariile angajaților care, în anul 2017, au făcut suplimentar în total peste 40.000 de ore de muncă. Șoferii și taxatorii nu au primit nici bani în plus și nici zile de odihnă în compensație pentru efortul suplimentar. Ei insist în continuare să mărească prețul la bilet. Eu, ca primar, v-am spus punctul meu de vedere, nu cred că e soluția cea mai corectă, cred că trebuie să mărim numărul de călători, care nu este foarte simplu, deși în ultimul timp s-au făcut raze la pirați, la tot ce vreți dumneavoastră. Da, în cele din urmă am convenit, e decizia lor, hotărârea lui AGA de acolo, să o promovăm în Consiliul Local, dar dacă mă întrebați pe mine, eu ca persoană nu sunt de acord să mărim din punct de vedere economic. Nu cred că asta este soluția. Dar ei vin cu aceste argumente, au 40.000 de ore suplimentare neplătite, neachitate, salarii mici, să le dăm o gură de oxigen. Primarul a mai spus că reprezentanții TPL au cerut și în luna aprilie majorarea prețului la bilete, dar proiectul nu a fost pus pe ordinea de zi a Consiliului Local. Ion Lungu susține că nu a purtat discuții cu privire la tarifele pe care le solicită TPL cu reprezentanții PNL din Consiliul Local.